Bună ziua! Vă comunicăm rezultatele parțiale ale alegerilor pentru președintele României din data de 24 noiembrie 2024, centralizate până la ora 12. Din totalul de 19.919 secții de votare organizate în țară și în străinătate, au fost centralizate datele din 18.788 secții de votare, reprezentând 94,32%. Situația voturilor obținute de candidați este următoarea. Călin Georgescu a obținut 1.956.834 voturi valabile exprimate, reprezentând 23,07%. Ion Marcel Ciolacu a obținut 1.665.982 voturi valabile exprimate, reprezentând 19,64%. Elena Valerica Lasconi a obținut 1.530.959 voturi valabile exprimate, reprezentând 18,05%. George Nicolae Simion a obținut 1.197.717 voturi valabile exprimate, reprezentând 14,12%. Nicolae Ionel Ciucă a obținut 764.065 voturi valabile exprimate, reprezentând 9,01%. Mircea Dan Joană a obținut 517.748 voturi valabile exprimate, reprezentând 6,1%. Hunor Kelemen a obținut 412.007 voturi valabile exprimate, reprezentând 4,86%. Cristian Diaconescu a obținut 252.692 voturi valabile exprimate, reprezentând 2,98%. Cristian Vasile Terheș a obținut 89.464 voturi valabile exprimate, reprezentând 1,05%. Ana Bircel a obținut 38.013 voturi valabile exprimate, reprezentând 0,45%. Ludovic Orban a obținut 18.643 voturi valabile exprimate, reprezentând 0,22%. Sebastian Constantin Popescu a obținut 13.773 voturi valabile exprimate, reprezentând 0,16%. Alexandra Beatrice Bertalan Păcuraru a obținut 13.364 voturi valabile exprimate, reprezentând 0,16%. Silviu Predoiu a obținut 10.123 voturi valabile exprimate, reprezentând 0,12%. Mai multe date sunt disponibile la adresa prezenta.roaep.ro. Vă mulțumim!